De Sfântul Valentin i-a oferit iubitei un inel. Azi însă, de dragobete, e tot singur. Luptătorul Constantin Țuțu, cel mai bun sportiv al anului în versiunea VIP Magazine, este invitatul meu cu care vom vorbi despre dragoste și nu numai. Bună seara și bine ai venit, Constantin. Da, bună seara, mersi de invitație. Cu mare plăcere, noi chiar te așteptam, mai ales că ai reușit acum o săptămână să-ți creezi și această imagine de un bărbat foarte romantic. Vorbesc despre acel cadou pe care l-ai oferit iubitei tale. Până la urmă, ce fel de inel a fost? Pentru că ai lansat așa, odată cu acest cadou, multe zvonuri. Lumea crede că te însori anul ăsta și că ai cerut-o de nevastă pe iubita ta. Am așa gânduri să fac anul ăsta o familie, să mă pregătesc de nuntă. Probabil încă nu sunt gata. La momentul dat am spus că acum recent am niște planuri care vreau să le fac și după asta numai decât am să mă întorc la tema asta. Ce planuri te încurcă să te însori? Ia zi. Probabil pe planul personal legat de viața mea profesională, ce fac zi de zi. Am să trec niște bariere și după ele am să fiu mai liber, am să pot să mă gândesc și la viața mea personală și legată de familie. Dacă poți să vorbești mai concret, ți-ai pus în scop, nu știu, să câștigi o competiție și după asta ai zis, uite, dacă iau medalia, mă însor. Sau cum e? Chiar perfect, m-ați spălit așa unii mă doare. Am o competiție cum m-a rămas puțin timp, care vreau numai decât să o înving, să fiu... Câștigător, da, aici și după asta voi fi... Ce competiție este? Spune. Este o piramidă de 8 sportivi din toată lumea, din Brazilia, Polonia, așa, Germania, din mai multe țări, da? Din mai multe țări. Unii sunt foarte titrați sportivi, sunt foarte bine pregătiți, au foarte multe lupte discutate în lupte profesionale, adică sunt toți pregătiți la maximum și o să mă simt foarte greu în seara de lupte. Dar ai șanse să câștigi? Să te poziționezi în vârful piramidei? Da, eu mă pregătesc foarte mult în toate planurile, fizic și moral, sunt gata să lupt mereu, dar acum așa mai am o pregătire mai specială și chiar am aici în suflet, în inimă, sunt gata să înving și chiar vreau tare să înving piramida asta. Când e competiția? Pe 22 martie. Martie, da. Foarte curând se decide soarta iubitei tale, da? Da, da. Eu cred că ea va fi cea mai interesată ca tu să câștigi această... O să roage pentru mine. Această competiție. Sau nu e chiar așa? Ea așteaptă? Nu, ea așteaptă, ea foarte mult oferta? Retrăiește pentru mine. Ce legat de ofertă, încă noi nu am vorbit la compartimentul ăsta. Ei, dar atâta timp cât ai zis, deja nu știu cum lucrurile stau clar, nu? Da, evident. Câștig și mă însor. Asta înseamnă că după 22 martie, dacă ești câștigător, deja nu mai e cale întoarsă. Am promis și la presă lucrurile astea, dacă înving, exact. Anul ăsta fac nuntă. Faci nuntă, da. Chiar așa, foarte, foarte curând. Zi-mi, te rog, inelul nu a fost unul de logodnă, gata, am stabilit. Am auzit că, uite, în săptămâna asta s-a întâmplat ceva. Chiar dacă acel 14 februarie a fost foarte frumos, cu un gest frumos, cu un cadou drăguț, acum nu sunteți împreună. Ce s-a întâmplat? Povestea cu inelul, într-adevăr, nu a fost de logodnă, a fost pur și simplu un cadou care... Am spus chiar atunci în presă că am făcut cadou ăsta ca ea să nu uită de mine, să-l aibă mereu pe ei și să amintească de mine, că într-adevăr cu mine, cu sportul meu, cu lucruri care îl fac zi de zi, e foarte mulți nervi pierde, foarte multă energie e din asta și așa pur și simplu pierde mulți nervi cu tine? Da, cum ești? Așa pare foarte calm, cu minte, drăguț. Într-adevăr, ziua se începe dimineața cu sală și se termină seara cu tot cu sală. Eu vin acasă, sunt foarte obosit și nu prea am chef să discut, să am grijă, să întreb ce am mai făcut e ziua, care asta trebuie să fac orice bărbat, probabil, dar eu asta lucrurile astea nu le fac, vreau liniște, vreau să mă odihnesc și mă pregătesc moral pe mâine la antrenament. Mă gândesc la greșelile care le-am făcut azi la antrenament și este un lucru foarte greu, care eu înțeleg că domnișoara mea tot este un om care are nevoie de atenție, are nevoie de, nu numai de Constantin Țuțu, dar are nevoie de un bărbat. Nu are nevoie de campion, are nevoie da. De un
bărbat. Da, când aude de lupte, cam lupte, că trebuie să mă pregătesc pentru dânsa, e ceva grav, ceva cum strașn. Cum o cheamă? Katia. Ecaterina. Ecaterina nu face parte din lumea sportului, înțeleg, că ea nu este o sportivă. Ce face ea? Ea face sport, dar sport așa pentru ea. Fitness. Da, așa, fitness. Ca toată lumea. Da, sport, deci profesional, K1, Muay Thai, ea nu face. Nu. Nici n-a făcut niciodată. Dar ce face ea? E model, cumva? Da, înainte a făcut și modeling. Da, și acum are un serviciu, n-aș vrea eu să vorbesc de el. Uite, avem niște poze cu Ecaterina. Așa. Are un serviciu acum, da? Deci ea nu stă acasă, nu stă să te aștepte de dimineață până seară, până te antrenezi tu acolo. Nu, când mă aflu mai aproape de să ies la competiție, ea se află mereu alături de mine, acasă, mă ajută, mă pregătește de luptă, putem să spunem așa, adică îmi pregătește bucate speciale care trebuie să mă alimentez. Ia zi, în ce bucate e tare Ecaterina? Ce-ți face? Practic tot ce am eu dorință, ce talentă. Îmi prescrie medicul, da, mă alintă foarte mult și îmi face pe gust mereu. Și ce zi pe ce bec ai călcat că ai supărat-o pe Ecaterina? S-a întâmplat ceva asta? Așa se zvonește în târg. Nu ai supărat-o? Nu neg faptul. Mereu eu sunt vinovat în toate lucrurile de asta că... Îmi place cum recunoști asta, că de fiecare dată tu ești vinovat. Practic, da. Noi suntem tineri, mereu avem criză de nervi, mai ales eu cu ceea ce fac. Și ai explodat? Am explodat, am avut așa o perioadă nebună, unde el mă susținea, dar eu nu aveam nevoie de susținere ei. Și s-a întâmplat așa, pur și simplu, ne-am depărtat unul de altul. Oricum o să fie bine, eu sunt convins în asta. Deci asta s-a întâmplat de la 14 februarie încoace, înțeleg, nu? Da, e săptămâna zile. Asta, 10 zile sau cât da, sunt. Da, corect. Și te-a lepădat? Nu e chiar așa, pur și simplu mai ai o șansă. Am sucutit de cuvință amândoi să luăm o pauză. Când oamenii zic să luăm o pauză, foarte des asta înseamnă o pauză la infinit. Asta înseamnă că se pune punct. Nu, la tu noi, îți mai dai o șansă? La noi, în timp de 4 ani, am mai fost așa pauze. Și cât durează pauzele voastre? Sunt foarte curioasă, pentru că eu nu am această experiență de luat pauze. Poate avem ce învăța de la tine. De asta că nu ați avut un luptător de K1, nu ați avut pauze. Acum trebuie să zic slava Domnului, da? Da, adică nu trebuie să aveți așa experiență care o am eu. Într-adevăr, mi este foarte greu, adică cu caracterul meu și la Ecaterina tot este caracterul foarte puternic. Mi-e greu și mie cu dânsa, dar mi-e foarte plăcut. E la fel, e greu foarte tare cu mine, dar asta e viața, nu putem unul fără altul. Și cum stabiliți unde se termină pauza și începe din nou relația? Noi oricum, practic, în fiecare zi comunicăm, seara, tot timpul când îl avem liber, comunicăm, vorbim, și atunci în ce constă pauza? Că nu stați împreună? Nu stăm împreună, nu petrecem timp împreună. Eu și aveți voie să faceți tot ce vreți? Nu. Sunt lucruri care sunt strict interzise. Uite, îți spuneam eu că o să te întreb de asta. În K1 ce fel de procedee sunt interzise? Sunt foarte puține, probabil. În K1... E un sport aproape fără interdicții. Da, nu se... Ce nu ai voie să faci? Nu se permite de a lovi cu cotul. Nu se permite de a lua în... Rivaldo în clinci, cum spune. Uh-huh. Să-l cuprinzi și să-l ții, să-l probabil, cuprinzi, da? Să-l cuprinzi, da. Și nu îți permite să bați mai jos de... Sub centură. Acolo, da. Așa se spune, da? Noi altfel spunem, aia este mai multe. Este o terminologie, așa. Și într-o relație, care sunt procedeile interzise? Wow. Ce n-ai voie să faci niciodată și sub niciun pretext? Eu cred că e urât atunci când minți cu cine te afli în cuplu, îl minți, asta e cel mai grav și mai strașnic. În rest, nu pot să vă spun. Ce nu îi vei ierta niciodată? Probabil când mă va schimba. Ești gelos? Da. Te face ea gelos?
sau... Sunt gelos, dar nu arăt lucrul ăsta niciodată. Da? Nu ai arăt niciodată că ești gelos? Mă străduie să oricum ea simte lucrurile astea, și, dar mă străduie mereu să nu arăt lucrul ăsta, că gelozia o are un bărbat slab. Am un bărbat care nu este încrezut în el. Dar eu sunt foarte tare încrezut în mine și oricum eu știu că toate lucrurile nu putem să le ținem noi la control. Poate să fie lucruri care ele singuri merg de la sine. Deci în cazul ăsta nu trebuie să iei lucrurile chiar aproape de inimă, trebuie să mergi și, cum se spune, cum a vrea Dumnezeu. Dar ea probabil nici nu riscă să te facă gelos, să te provoace. E mai geloasă ca mine, cu mult. Tu, având, fiind un bărbat puternic, cunoscut, frumos, probabil că ai multe fane, nu? Mersi. Fetele roiesc în jurul tău. Deci are de ce să fie gelos, nu? Autografe după meciuri? Chiar nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta. Eu aș vrea să mă folosesc de moment. Aș vrea să spun că toți sportivii la noi în Republica Moldova sunt frumoși, sunt talentați. Să fie un sportiv bun, într-adevăr, trebuie să depui o muncă mare și grea. Asta nici nu punem la îndoială. Da, și eu nu cred că eu sunt... În orice meserie, ca să obții un succes, trebuie să muncești foarte mult și să ai și acel, nu știu, acea picătură de talent. De asta ce nu mă cred așa frumos. Asta eu am zis, nu... Ah, da, mersi, da. Ți-am făcut un compliment, eu așa. Mersi. Și zici că ea este geloasă? E foarte tare geloasă. Și ce-ți face ca să te țină lângă ea? Elementar, dimineața când mă trezesc să merg la sală, mă îmbrac în ceva mai clasic, ceva, deodată se începe întrebarea, unde te duci, cu cine azi te vezi, seara trebuie să ies la un întâlnir și iar mă îmbrac mai clasic, mai cămașă, mereu mă întreabă cu cine te vezi, mereu mă sună, mereu îmi scrie, lucrul ăsta este foarte plăcut, câteodată nu e la momentul potrivit toate întrebările astea. Și atunci... se începe așa un mic scandal, după care repede și să mie îmi trece toate scandalurile astea foarte repede. Câteva minute și uite, sunt bun. O să vă fie greu împreună, după cum decurg lucrurile. Da, foarte greu. Și tu niciodată nu ai întrebat-o unde te duci, ce faci, cine te-a sunat? Ea? De ce ți-ai pus tocurile astea prea înalte și fusta asta prea scurtă? Ea singur mereu îmi spune totul. Eu nu, rare ori când pot să întreb câte ceva, dar ea singur îmi spune și din timp îmi spune că am să ies, am să merg acolo, am să fiu acolo, am să fiu cu omul dat. Nu trebuie să-i dau întrebări. Și niciodată nu ai, nu știu, n-ai presupus că poate să nu fie acolo unde mi-a zis? N-am avut timp să mă gândesc la lucrul ăsta, dar... Mă bucur pentru tine și pentru starea ta de liniște interioară. Orașul nostru este foarte mic, Moldova tot e mică și de cum pe noi puțin ne cunoaște lumea și da, cred că nu. Da, și acum am arătat lumii întregi cum arată iubita lui Constantin Suțu, deci rețineți, fata asta e ocupată și... Da. Iar boyfriend-ul ei este luptător de K1. Aveți grijă, da? Cred că bărbații nu prea îndrăznesc să se uite la iubita ta, știind cine ești tu, nu? Probabil. Nu se pun cu tine. Acum zici că te pregătești pentru această competiție, după care vei lua o pauză, o vacanță, poate îi oferi, nu știu, o surpriză în sensul ăsta. Nu vreau să vorbesc din start acum ce o să fie după luptă, dar numai decât am în program după lupte să merg undeva să mă odihnesc. Să te relaxezi. Numai decât sunt foarte obosit. Indiferent de ce loc vei lua sau dacă vei câștiga sau nu? Am să lupt bine și ur să fie toți mulțumiți de mine. Sunt foarte încrezut în mine de data asta. Am făcut o greșeală care acum în decembrie, care nu se va mai repeta niciodată. Mi-am permis și odată în viață să fac o greșeală care a fost fatală, după asta n-am să mai fac de asta. Sunt sigur că o să am rezultate bune cum în martie. Ce legat după lupte, numai decât am să merg, cum am spus. Și cu Ecaterin. Cât mai departe de Moldova vreau să stau puțin timp, poate singur, poate cu Ecaterin, o să vedem. Normal că vreau să merg cu ea, dar până la urmă o să vedem cum o să fie.
Unde îți place să te relaxezi, să petreci vacanțele? Este un loc care îți place, care te atrage? Îmi place foarte mult Barcelona, îmi place Thailand, Bangkok. Așa. Îmi place și la Italia chiar, dar mai mult mă trage la mare, pe malul mării, nisip și căldură. Așa. Eu îți doresc succes pe 22 martie. Noi îți vom ține pumnii. Și îi doresc succes și Ecaterinei în relația cu tine. Mulțumesc mult.